Și fiți binecuvântați, Domnul să vă binecuvântează pe toți cei care s-au uitat la mărturia asta. Eu sunt David Palamariuc, eu sunt din zona Bucovinii, de aici, din zona Cernăuțului. Am fost ca misionar în zona de război în 2015-16. Am stat undeva mai mult de 5 luni. Am fost acolo în urma unor mărturii, unor frați care regulat umblă de la noi, de aici, din zona noastră. Merg acolo și slujesc, duc ajutor umanitar și financiar și așa mai departe, duc ajutor acolo în zona de război. Ei mi-au povestit un pic cum e situația de acolo și cum oamenii de acolo sunt satați după Evanghelie și de a asculta cuvântul Domnului și de a veni la Domnul și să da viața Domnului, de a face un legământ cu Domnul și de a sluji pe Domnul. Asta m-a motivat pe mine foarte mult și eu am decis, m-am rugat, am decis să merg acolo. Acolo deja era un frate, fratele Petru, Petra Plantus, mulți știu, cred că pe internet l-au văzut și așa mai din Petra cu, și cu fratele toate sârbii, amândoi sunt implicați în lucrarea asta. Eu am ajuns acolo, am lucrat acolo, am răspuns la nevoile oamenilor de acolo care erau. Deci, acolo situația era în felul următor, că trebuia foarte multe acoperișuri la case a oamenilor, trebuiau reparate. Noi am răspuns la nevoia asta, am mers, am ajutat, s-au găsit finanțe pentru ca să cumpere materiale de construcție, pentru ca să repare, ca să noi să reparăm căsele cele. Căsele care au fost bombardate, deci asta acum vorbim de zona de război, da? De zona neocupată de ruși, zona prin care a trecut războiul și au rămas urmări grave, case sparte ale oamenilor, case care acoperișului curg, adică ploaie, ninge, oameni trăiesc în casele cele, e mucigai, e situații foarte dificile, copii mici. Deci oameni care au rămas fără bani, fără salariu pentru că au venit ruși, au fost ocupați, zonele cele au fost ocupați și oameni care aveau un salariu bun, oameni care aveau un lucru bun, fabricile cele au fost ori distruse sau închise și mii sau zeci de mii de oameni ucraineni au rămas fără lucru, tineri, mai vârste și mai departe. Oamenii ăștia au nevoie de ajutor, au nevoie de un ban, au nevoie de o încurajare, au nevoie de o vorbă bună, au nevoie de cuvântul Dumnezeu mai mult decât de Evanghelia lui Hristos. Și eu am mers acolo să le predic Evanghelia, dar am lucrat și așa la construcție. Lucram în repararea acoperișilor. A fost mult timp când ne-a implicat cu chiar la biserica noastră, unii noi eram acolo, o bisericuță mică, care s-a început. Că le răspundeam la nevoile oamenilor cum? Ferestrele oamenilor au fost sparte din cauza zgomotelor și împușcăturilor, nu decât că împușcăturile cele au nimerit în steclă, dar din cauza că un proiectil deja la care au împușcat la 50 de metri, de exemplu, de fereastra omului, și zgomotul acela a fost așa de puternic, au crăpat fereștrii vecinilor și a oamenilor de acolo și majoritatea oamenilor care erau în comună, așa unde eram eu, în satul cealaltă comună, așa acolo, majoritatea oamenilor erau cu fereștrii sparte. Și s-au găsit oameni care au finanțat de bună voie, deci oamenii s-au găsit care, chiar zis așa, organizații din cineva din Europa, dintr-o țară, uitat cum se cheamă, Cehia, mi se pare, da. Nu știu cum ar fi pe română aștept, Cehia, deci, sau Cehoslovacia, da? Română, mi se pare. S-au găsit oameni care au sponsorizat, au venit, au dus tone de sticle, au găsit oameni care nu cunosc pe Dumnezeu, care unii s-au ajutat, au tăiat sticla aceea, luam mereu la oameni, luam măsurile, luam măsurile la fereastră, la sticle și aduceam măsurile, oamenii le tăia, am pus alții tot puneau, deci situații diferite, le ajutam pe oameni cum puteam. Alte situații era care am văzut acolo, când eram în luna lui noiembrie și a luna lui decembrie în satul acela, s-au fost iarna lui anului 2015. Oamenii au rămas
fără gaz în sat, pentru că țevile cele de gaz au fost împușcate de proiectile, de rachetele cele care o spart țevile. O mare parte a satului a rămas fără încălzire. Și până s-au păcat oamenii de reparare și repare și mai departe, au durat timp. Și oamenii încălzeau casele lor cu ce puteau, cu aragaz. Eu îi spun la un om, veneam, îl vizitam, la care i-am pus sticle la geam. Eu zic, cu voi puteți ceva nădușiți așa, că el din dimineață până seara el pornea aragazul și cu aragaz el încălzea casa, vă dați seama, și într așa condiții, moșul și ala bătrân stătea, uite, așa, în casă și zicea, păi mor, atât ai tăiat. Da. Dar n-aveam și să încălzi, că era fric și mai departe, luna lui noiembrie, decembrie. Și era așa o propunere în luna lui începutul lui decembrie, ca să merg la o școală de misiune, acolo, de pregătire a misionarilor în zona de război. Și școala asta de pregătire era doar o lună de zile. Asta a fost la sfârșitul anului 2015. Eu am mers, am învățat, m-am pregătit, m-am echipat un pic așa și m-am implicat mai departe să rămân acolo tot în satul și ala unde am fost. Eu am mers cu gândul pe o lună de zile, pe trei săptămâni, o lună de zile și am rămas pe mai mult de 5 luni de zile de tot. Și după acolo am fost în Slaviansk, în orașul așa, la, că e un pic mai la vest încoa, la distanța de 80 și ceva de kilometri de la zona de război. Acolo e o biserică mai mare, evanghelică, acolo ne-am pregătit, ne-am echipat, mai mulți tineri. Și apoi noi ne-am echipat, ne-am pus așa câte, ne-am pregătit câte 5-6 tineri în echipă și am mers, am luat câte un sat. Fiecare în satul lui, eu luat care sate frață hotărâți și mai departe, ne-am pus, am mers acolo și acolo rămas la misiune mai departe. Satul nostru era la distanța de 2 km și ceva, 3 km de linia de front. Apoi cam, în general, în fiecare zi s-auzeau împușcături. Erau zile că s-auzeau împușcături mai tari, erau zile că s-auzeau împușcături mai puțin tare. Dar s-a împușcat și s-a împușcat. Acolo soldați moreau, oameni care au murit și răniți și așa mai departe. Echipele acestea de misiuni deci fac lucrarea până în ziua de azi. Sunt 200 de misionari. Sunt 200 de misionari care sunt în diferite zone, diferite orașe și zis așa comuni, sate, în care ei sunt împărțiți și s-au găsit și sponsori. Domnul așa a făcut că a lucrat la inima unui frate din Anglia, care a avut pe inimă și sponsorizează 100 de misionari și în același timp Domnul i-a pus pe inimă la un alt frate din Ucraina ca și trimată lucrarea Domnului 100 de misionari. Și aici doi frați s-au întâlnit și au făcut o lucrare enormă, din mare, foarte extins așa. Acum, la timpul de față, sunt 200 de misionari, nu doar 100. Fiecare misionar, asta înseamnă că ai sponsorizat, așa, cu bani așa puțin, mai dintre țânirii. Domnul se îngrijește, lucrarea se continuă și se facă acolo în regiunea aceea Donetsk. Lucrările Domnului acolo se fac în ce mod, pe plan zis așa, social și spiritual. Deci, pe plan social, că răspund la diferite nevoi ale oamenilor, cum v-am spus, cu sticla, cu repararele la acoperișul la oameni, producte alimentare, faceam așa, facem câte un pachet, duceam la o familie, la alta. Deci, asta tot e oficial. Fiecare pachet care s-a dă, s-a scris, s-a înregistrat, numele, prenumele, datele din la pașaporta omului, pentru că mi-are ca să e sub organizații de stat și așa mai departe, tot e oficial și nu e nimic așa pe ascuns. Și echipele acestea de misiune predică Evanghelia, predică Evanghelia de multe ori printre așa niște situații și condiții, când împușcăturile merg deasupra capului tău,
zboară. Eu am vorbit de acolo, acolo în zonă, când eram în 2016, anul trecut sau 2015, anii aceia când eram pe acolo, eu am stat de vorbă cu un frate misionar, el din Crimea, a venit acolo ca misionar. El mi-a spus că el mergea pe stradă și a început a împușca și el a șuit și s-a pus pe burtă din cauza împușcăturilor. Și nu numai el, mulți alți frați și surori care au cazut sub împușcături. Când tu mergi pe stradă și auzi cum se împușcă și tu știi că oricare moment un gloant îi poate nimerească în tine și tu cazi. Și ei i s-au pus o stat, o bucată de timp, după aceea s-au sculat și mărți mai departe. Și ei nu s-au lăsat de misiune, ei mărți mai departe, împușcăturile mărți mai departe, și lucrarea Domnului se face într-așa condiții. Cazuri diferite, când oamenii n-aveau apă, pentru că împușcăturile cele ba sparg țevrii de la apă, ba de la gaz, oamenii rămân fără electricitate. Multe și de toate cazuri de astea care, dacă nu ești la fața locului, nu prea știi cum s-a întâmplat acolo. Eu am fost acolo și eu știu. Și așa eu am fost, n-am fost în toate locurile, eu am fost unde am fost. Dar când strângi toate marturile a oamenilor care este acolo, este o grămadă de acazuri când oamenii mergeau pe stradă, o șteptam pușca, sora noastră în Domnul, care credea în Domnul din toată inima, când au auzit că s-a împușcă, i-au cazut pe genunchi, să șteptea ruga la Domnul, și oamenii care s-adunau lângă dânsa, când au văzut că ea s-a roagă, vineau lângă dânsa, s-a puneau și s-a rugau, erau salvați și nici un gloant nu cadeau întrâns. Nimeni nu nimerea întrâns. Alții cadeau jos morți, alții cadeau raniți în jurul lor acolo. Și cei care s-au pus pe genunchi acolo și au strigat la Domnul au rămas salvați. Și mai mult decât atâta, un bărbat, eu mi-aduc aminte, care s-a pus pe genunchi acolo, s-a pocăit, s-a dat viața lui Hristos. El a sunat la lor acasă și a spus, eu m-am pocăit, eu mi-am dat viața Domnului. Așa este extraordinar, că oamenii chiar într-așa momente critici de război, când zboară gloanțele pe lângă tine, omul s-a pus pe genunchi, bărbatul și ala, și a strigat la numele Domnului și a spus, Doamne, salvează-mă. Și el a fost ascultat și a fost eliberat de păcat și s-a pus credința lui în Dumnezeu. Aleluia. Aleluia. Deci astea sunt lucruri, foarte puternice când auzi așa maturii și mai mult de atât. Eu eram, mă întorc un pic la localitatea mea, unde trăiam eu, unde se auzeau împușcăturile la distanța de 3 km. Majoritatea misionarilor care sunt lucrare acolo, sunt la distanța de 1 km sau 500 de metri. Acum am vorbit recent, săptămâna trecută sau când nu de mult, a fost un frate din zona ocupată, din Oruș, deci asta e o altă zonă. Unii ocupate. Eu eram pe zona neocupată de ruși. Zona unii tot e controlată de ucraineni și îți bloc posturi pe drum unii metri și porți pașaportul sau zis buletinul, da? Românește. Trebuie să poți cu tine. E controlată de ruși. Acolo, zona ocupată, unde era fratele ăsta care a fost, m-a întâlnit cu dânsul aici și în zona noastră, acolo e mai dificil și mai complicat de slujit. E mai controlat pentru că rușii foarte tare controlează, așa cum ar fi Uniunea Sovietică acolo. Acolo e Uniunea Sovietică, puține diferențele astea, tot e așa cum ar fi KGB-ul și ala de cândva și așa mai departe. Și oamenii vin la Dumnezeu, oamenii îl caută pe Dumnezeu și el spunea că acolo trebuie să fii gata, noi rugăciunile sunt acolo fierbinți și el spune noi în fiecare moment, noi trebuie să fim gata de rapire. Noi suntem gata să fie gata să treci partea aia la altă. Pentru că dacă un gloant, oricare gloant, el poate să zboare în tine. Ei sunt la 500 de kilometri de lângă linia de front. 500 de metri, scuzați. Deci 500 de metri, o distanță foarte apropiată. Acolo zboară proiectile și ele foarte des la deși în sat. Și îmblă pe jos, ajută pe oameni. Protejați Dumnezeu. Eu v-am spus cum m-am întors la satul unde erau eu acolo. Într-o zi, sâmbătă seara, când eu eram acolo, o așteptam pușca foarte tare
Așa cumva m-am apucat o frică. Eu care sunt copil al Dumnezeu, așa, omenește, zis, deci eu m-am apucat o frică și o groază, nu știu cum și să vă zic, că mă temeam. Mereu pe stradă acolo și era, deja era, se întunecase afară, era în al decembrie, mi se pare așa, undeva pe acolo. Eu știam de o femeie care era bolnavă de cancer. Femeia aceea, care nu a făcut legământ cu Domnul, oamenii în general acolo sunt mai străini de Dumnezeu față de Ucraina de vest, aici și Ucraina de vest e mai religioasă. Ucraina de acolo de est e mult mai înstrăinată de Dumnezeu, e foarte puțin religioasă și foarte greu și le înveți și să roage și citească din Biblie și mai departe. Ea, bolnavă de cancer, femeia aceasta, mai am fost la dânsa și îmi vine cap și mă duc acolo la dânsa și o vizitez atunci. Și am intrat la ea, ea începe a povesti cum a trecut războiul, cum a petrecut timpul acela când a venit în satul Jala, au trecut tancurile care au pușcat, au rămas blocuri cu sparte cu găuri, așa, eu spunem, 1 metru și ceva, pe 1 metru și ceva, găuri în blocuri sparte. Asta i-au auzit și au văzut cu ochii. Ea nu prea, ea puțin greu s-a mișcat pentru că era bolnavă și ea îmi povestea și zice, uite, eu ieșeam aici pe hol, ieșeam așa, vineau toate femeile, oameni care au rămas. Mulți au fugit, au fost evacuați, au fugit din satul lor, s-au dus în alte părți ale Ucrainei, sau chiar în Rusia, sau în Belarusia. Ea au zis și eu, tot război n-am răbdat aici. Auzeam împușcături, așa o frică a intrat în mine, zice. Și eu mă atem și mă dintr-o cameră în alta, că ea trăiaște singură. Și asta temea și trăiaște dintr-o cameră. Și ea îmi povestește mie lucrurile acestea. Eu care ca copil al Dumnezeu tot a pasat de o frică care m-a apucat acum și o oară în urmă, da, până a intrat la dânsa. Și eu ascult pe o femeie care tot i-a pasat de un duc de frică, de la război, de groaza asta. Eu m-am ascultat-o pe dânsa și am ascultat-o și am zis la un timp, am zis, hai să ne rugăm. Și m-am apropiat de dânsa și am pus mâna pe dânsa așa pe umăr și m-a rugat în numele lui Iisus. Și ce credeți? Domnul a făcut o minune. M-a eliberat pe mine de frica asta și o eliberat și pe dânsa. Aleluia! Domnul e mare și ea, dacă primea pastile, ea noaptea aceea nu a primit pastile, a dormit așa ca un copil mic. Pentru că puterea Domnului din pește dânsa și a fost eliberată și de frică și de apasarea așa care avea, venea boala așa la dânsa, deci cancerul așa la. Și eu mai mult după aceea și am vizitat-o mai departe. Și așa de bucuroasă, că așa o simțit ceva deosebit, ceva care e prima dată în viață o simțit, așa o bucurie și o pașie care nu-i la dânsa în inimă. Și acolo, în casa ei am început mai departe a face, veneau oameni, tot așa oamenii creștini care s-au început biserică de casă, deci mergeam acolo, le cântam cu gitara, predicam, mai cu un coleg de-al meu, cu un misionar, le slujeam și acolo veneau să adunau oamenii și uite așa, într-așa un mod să fac biserici acolo. E foarte ușor să deschizi o biserică acolo pentru că oamenii vin, te așteaptă, te cheamă, ne cheamau, au spus veniți, învățați, ne predicați în Evanghelia, că noi vrem să vă ascultăm. Noi singuri ne adunăm, e gata, e organizat, să adunăm la cineva în casă, noi venim și ne învățăm și ne predicăm. Deschiși au o sete după Evanghelie, după Hristos. Și asta e foarte important ca partea asta de est a Europei și să trezească la Evanghelie, pentru că nevoia e mare. Să nu ne trezească războiul, cum ne trezesc pe Dumnezeu, războiul ne trezesc. O trezesc setea aceasta de a-L căuta pe Dumnezeu. Dorința aceasta înflăcărată de a-L căuta pe Dumnezeu. Și nu ajungă situația aceasta și partea asta a Bucovinii sau a României sau pe altele țări de aici din partea asta de vest. Hai să îl căutăm pe Dumnezeu cu toată inima. Să îl căutăm pe Dumnezeu acum, în timp de libertate. Și omul înțelept, un creștin înțelept este acela care îl caută pe Dumnezeu cu toată inima acum în libertate și când este bine, când frigiderul este plin de mâncare, tu se postești.
când tu ai de toate și când tu ești într-o bună stare, ai bani, deci ai mașină, ai totul la dispoziție, atunci tu trebuie să-L cauți pe Dumnezeu într-așa un fel, acasă, ca și cum ar fi că tu ești într-o stare foarte grea și tu ai nevoie de Dumnezeu foarte tare. Într-așa o stare bună. Când prosperăm, când avem prosperitate în toate domeniile, atunci nu trebuie să-L căutăm pe Dumnezeu. Nu atunci când pe un pat de suferință, când ne suntem alături cu moartea, când peste câteva oare, câteva zile noi murim, atunci să-L cauți pe Dumnezeu așa, nu-i înțelept. Deci nu-i înțelepțește. Un creștin ar trebui să se gândească la lucrul acesta, că trebuie să-L căutăm pe Dumnezeu sau trebuie să-L cauți pe Dumnezeu acum, azi. Azi este ziua mea, este ziua noastră când trebuie să ne rugăm, să strigăm la Dumnezeu cu toată inima. Cazuri foarte multe când Dumnezeu s-a implicat, o vindicat. Era o femeie acolo tot în satul cealaltă, unde eram eu, care eu m-am observat de 3 săptămâni, el nu venea la adunare. Și ea într-o sâmbătă seară a uitat la noi că îmbla, era frig, era iarna frig, deci în lunul lui ianuarie, mi se pare, deci ger afară, i-a îmbrat cu niște ciuboite de gumă, da? Deci înțeles, de cauciuc, așa zis, frig. Și au unit să-i dăm ceva de încălțăminte. Noi i-am dat o pereche de încălțăminte calde, de iarnă, pentru că mi-au adus nouă, mi-aduceau și haine, și încălțăminte, și pachete cu produse alimentare, pe care noi le aduceau acolo în biserică, acolo într-o cameră, și acolo noi de acolo le împărțeam la oameni și le dăm la diferiți oameni care aveau nevoie. Și ea vine și zice, uite, eu 3 săptămâni când am la adunare, din cauza că, uite, m-am îmbolnăvit, temperatură și așa mai departe. Și eu am zis, hai să facem o rugăciune. Făcut o rugăciune pentru dânsa și a fost vindicată într-o la o clipeală din ochi. Pentru că credința în Hristos poate muta și munții. Amin. O credință în Hristos, credința în Hristos poate schimba orice obstacol, orice situație, care n-ar fi și cum n-ar fi. Noi, punându-ne în credință în Hristos, noi putem merge înainte, sluji pe Hristos, pe Dumnezeu, având o viață după voia Lui și să facem, facând voia Lui. Și dacă este cazul să ne vindice, El ne vindică. Ea, femeia aceasta, a venit a doilea zi și a mărturisit în public, în biserică, și a făcut Dumnezeu aseară, sâmbătă. Deci, duminica la noi veneau oameni, deci, în jur de 60, 50 și 60 de oameni veneau la adunare. Deci, în fiecare duminică veneau atâția oameni, cam, deci, 40, 50, 60, veneau oameni care erau însătați după Evanghelia asta. Eu povestesc din situația cum era acum, deci, cam un an în urmă. Prima, de fapt, mai puțin de un an. În jur, de fapt, dau greș. Un an bun. Acum, când dăm mărturia, în ce an suntem? Noi acum suntem în 2017. În luna lui noiembrie, decembrie, da? Deci, lucrări care le-am văzut cu ochii mei. Oameni, la ora 8 dimineața, veneau 20-30 de persoane în mare parte, partea feminină vine acolo. Bărbații mai mult sunt atacați de alcool și cumva nu stare cu biserica și mai departe, dar oamenii acolo, deci partea feminină foarte mult veneau la biserică. Când am spus de faptul că veneau 50-60 la biserică, asta m-a referit 90% dintre dânsii sunt creștini, necredincioși, care nu au încheiat legământ cu Domnul, pur să nu vineau la adunare și asculte cuvântul Domnului. Așa o seată mare. Deci, ceea ce eu am fost foarte, foarte mirat, foarte mirat, un lucru care a rămas pentru mine așa, că oamenii
cu gloata vin la Dumnezeu acolo. Oamenii foarte mulți, zeci de oameni care au luat, sute de oameni care au luat botezul, au trecut prin apa botezului din cauza că au strigat la Domnul acolo în situația de război, din situația aceea de conflict acolo. Și noi aveam, echipa noastră aveam așa, vă spun așa, un grafic de luni aveam zi de post cu echipa, când noi ne rugam, ne cerșetam pe noi singuri, cum merg lucrurile și așa mai departe. Din începând din marți până sâmbătă, în fiecare zi dimineața la ora 8, erau deci, 20-30 de oameni la rugăciune, 15-20, 25, oameni, majoritatea necreștini, care veneau și se roage. E foarte greu pentru noi, pentru că ei nu s-au învățat să se roage, trebuia noi să le motivăm, să le explicăm cum să roage și să strige la Dumnezeu, că așa e, situația pe mulți le învață, pe mulți trebuie să le învață altcineva. Tare mă bucuram când vedeam oameni nepocăiți, oameni necredincioși, dimineața la ora 8 stau sub tuș și ne așteaptă pe noi ca să deschidem adunarea, ca să vii să roage. Ceea ce eu nu prea văd asta în vest, aici, în partea asta de vest a Ucrainei sau România, în fiecare zi să ai rugăciune în biserică, în fiecare dimineață să ai rugăciune, în afară de asta două, trei programe în timpul cursului săptămânii după amiază, deci marța, joia, vinerea, iarăși program cu oamenii ăștia. Vinerea era pregătirea pentru botez, persoane care vreau să iei botezul. Marța, joia era program de biserică obișnuit. În afară de asta, noi vizitam foarte mult familii, oameni acolo care erau în nevoie. Dacă meream la vizitare, de cea mai multe ori noi luam un pachet de producte alimentare și le duceam la oameni și ea. Din ce cauză? Pentru că multi, foarte, și cum am spus mai un pic mai în urmă, că foarte mulți au rămas fără lucru și familii tineri, practic, familii tineri sunt cea mai mare nevoie acolo. Și dacă careva dintre voi vreți să ajutați, oricare de voi vreți să ajutați, puteți contacta pe Daniel sau puteți găsi persoane care vă pot face cunoștință cu zona de război. Chiar puteți merge o călătorie acolo să vedeți. Eu astăzi sunt cunoscuți în ea și nevoia este acolo foarte mare, deci de a ajuta familii cu doi copii, cu trei copii care n-au bani, n-au niciun venit, acolo nu poți să mergi și lucrezi. Chiar dacă războiul s-a îndepărtat de dâși, satul s-a eliberat de război, nu este război acolo, dar ei sunt lângă linia de front, la 2-3 km lângă linia de front, când oricare moment poți să ajungă un proiectil acolo, să poți să împuște cineva. Și oamenii nu se construiesc, nu fac reparații în care în casă. Pentru că e zonă de război și oamenii se gândesc cum să-și ajutează casa, viața, dar nu să-și facă o reparație. Și oamenii, în general, sunt foarte înacajiți. Căsele acolo sunt foarte slabe, deci foarte mult mai, la un nivel mai jos decât Ucraina este din vest. Și e foarte greu pentru tine să câștigi bani. Ca să câștigi bani trebuie să mergi în afara țării sau, nu știu, în altă parte undeva. Pentru că au pierdut locul de muncă care l-au avut ani de zile. Și din cauza că au venit pro-rușii sau rușii și ea și-au ocupat fabrici mari și au rămas oameni fără lucru. Noi mergeam la așa familii, le ajutam cum puteam cu productele, vesteam Evanghelia, cântam o cântare și le încurajam. Copii care foarte mulți au rămas fără tată sau fără mamă acolo. Din ce cauze? Pentru că oamenii acolo sunt foarte băutori de alcohol. Bărbați sunt foarte dependenți de alcohol și fumat. Adică vorbesc eu din punct de vedere al Bucovinei, al vestului Ucrainei, dacă la noi aici oamenii folosesc și beau foarte mult alcohol, acolo și mai mult. Din cauza asta, eu vorbind cu familii tinere, familii, de exemplu, de bărbat, o soție de 27-28 de ani, cu doi copii, se dispart, se dau la divorț, din cauza că bărbatul vine totdeauna, foarte des vine beat acasă, soția zice, așa bărbat, n-am nevoie.
Și băutura pe deși le strică. Și rămân familii tineri, copii de 3 ani, de 5 ani, rămân fără tată, rămân numai cu mama. Și merge mama înapoi la mama ei acasă și trăiește și rămân, uite așa, toată viața, deci, nenorociți. Acolo noi aveam și lucrarea așa cu tinerii și adolescență și foarte mulți, majoritatea adolescenților acelor care veneau acolo la noi și noi le învățam, noi le aveam partașii cu dânși, majoritatea dintre dânși fără mamă sau fără tată, mă refer părinților își dispărți, trăiesc care unii pot și copilul a rămas de 8 ani, de 10 ani, trăiește cu bunica și așa mai departe. Deci, e situația foarte gravă în prevența aceasta. Fui așa de multe divorțuri, eu n-am întâlnit aici la noi. Dacă aici la oameni, la noi, la partea asta diverse, divorțează acolo și mai mult. Și alcoolul le distruge. De asta vă îndemn, rugați-vă ca Domnul să lucrează, rugați-vă ca diavolul să fie dat de rușine și lucrarea Dumnezeu să se facă acolo. Deci, nu vreau să ridic lucrarea diavolului prin aceasta, că oamenii trăiesc într așa o stare de josnică. Eu vreau să vă spun că este un viitor și o nădejde. Deci Dumnezeu are un viitor plăcut și frumos pentru așa oameni nenorociți care se întorc la Dumnezeu, care vine acolo și strigă la Dumnezeu după ajutor, se întorc la Dumnezeu cu toată inima și Dumnezeu le ajută, se restaurează, se pun pe calea Domnului. Oamenii care au fost în timp de... Deci, cât eu am fost acolo, deci am prins primul botez în 2015, au fost 69 de suflete care au încheiat prin apa botezului letământ cu Domnul. Asta, majoritatea dintre noi au fost din zona de război. Asta a fost în noiembrie în 2015. În 2016, primăvara, iarăși a fost, mi-aduc aminte, iar a fost un botez. Deci acolo botez de zeci de persoane, zeci de suflete care eu închei un legământ cu Domnul. Suflete care se întorc la Domnul, misionarii fac lucrarea lor și oamenii se întorc la Domnul prin diferite catastrofe. O femeie, o soră care s-a întors la Domnul tot de curând acolo, ea povestea așa o situație, când băiatul ei, fiul ei, a venit acasă cu mașina, a parcuit mașina în curte. Fetița lui era în partea din spate al mașinii, el a dat să se ridice numai, parcuit mașina și s-a dat să se ridice din mașină și când s-a ridicat așa, un gloanț a zburat prin scaun, a zburat așa, prin sticlă și în scaun, a trecut direct acolo unde era capul lui. Două secunde de timp i-a trebuit lui, mai el s-a ridicat și gloanțul s-a zburat. Și a zburat și pe lângă urechea fetiței lui care era din scaunul din spate al mașinii. El nu-i creștin, nu cunoaște pe Dumnezeu. Dumnezeu a salvat pentru așa o situație, a rămas în viață. Eu am vorbit cu dânsul. Acolo lângă dânsul, cum să știa, pe grădina lui era gaură mare, mi-a zburat acolo, a zburat proiectil, deci așa a făcut... Făcut o gaură mare și asta a venit casă la noi. Și oamenii trăiesc mai departe, continuu și trăiască. O altă caz a fost o femeie care avea așa o haine mai largă, pe desă o spune așa o halat, deci o haine mai largă îmbrăcată. Și haina aceea care era mai largă pe desă a fost gaurită de către gloante, deci mai multe gloante au fost în haina aceea. În trânsa nici un gloante nu a căzut. Nu mers. Deci nu a zburat nici un gloante în trânsa decât numai în haina ei. Asta a fost o marturie și asta e o minune care Dumnezeu le arată la oamenii cei de acolo. Deci minuni după minuni. Câte situații acolo au fost când noi ne-am rugat, Dumnezeu a lucrat, ne-am rugat pentru ca Domnul să boteze cu Duhul Sfânt, Dumnezeu boteza cu Duhul Sfânt. Ne-am rugat ca Dumnezeu să lucrează, să schimbe situația. Oamenii veneau, se bucurau de ajutorul care îl acordam lor, se reparau geamuri, deci oamenii au rămas bucuroși și mulțumiți înaintea lui Dumnezeu pentru că cineva s-a găsit din România, fraților care s-au implicat și au dat jertfit bani, jertfit
cu produse alimentare sau cu haine și așa mai departe. Alții din alte parte. Și Dumnezeu face și continuă lucrarea Lui acolo. S-a găsit un om, deci un necreștin, care a pus la dispoziția lui o grămadă de produse alimentare care au dat și au făcut pachete și au dat pentru zona de război acolo, chiar în zona de război, acolo într-un oraș, unde spun din orașul Slaviansk, el e un pic mai la toată regiunea Donetsk, județul Donetsk, dar e mai partea de vest. Și el a avut pe inimă să facă lucrarea asta cu produse alimentare. Mulți au adus din alte părți, din alte țări au adus produse. Dar el, om care nu cunoaște pe Dumnezeu, Domnul i-a mișcat inima lui ca să facă o faptă bună. O grămadă de pachete de cele care se aduceau de acolo. Eu am mers acolo, am încărcat pachete, am dus mai departe, mereu acolo și încărcam și duceam la linia de front, aproape de linia de front, acolo în satul cealaltă din noi, eu eram implicat și slujeam. Și Dumnezeu continuă să-și facă lucrarea. Mișcă inimile unor oameni care habar n-au de Dumnezeu. Le pune pe inima lor să facă ceva, o faptă bună. Alții creștini, frați și sorori, fete, băiați din biserică, tineri care sunt implicați în zona de război, care merg acolo și au un pic de pregătire, o lună și ceva sau două, care și cum eu am făcut o lună din cauza că așa era pe timpul ceara. Acum s-o mărit un pic mai mult. Un pic de pregătire teologică, zis așa, și cu situația așa de acolo. Și tinerii merg, Dumnezeu lucrează, mișcă inimii oamenilor din partea asta de vest a Ucrainei, merg acolo și se implicați în lucrarea lui Dumnezeu. Mare parte tineri merg și mai vârstnici, dar mare parte merg tineri care își pun inima pentru Domnul și lucrează, se dedică pentru Dumnezeu, predică Evanghelia, ajută pe oameni cum pot, cu ce pot, ca să propășească Evanghelia, pentru ca să răspândească vestea bună a Evangheliei și ne bucurăm de faptul acesta, voi rugați-vă pentru deși, iau nevoie de mare nevoie de rugăciune. De rugăciune voastră, poate tu nu poți merge în zona de război. Eu te încurajez. Roagă-te pentru așa frați și surori care stau acolo sub gloanțele care zboară deasupra lor. Pentru așa un mod să slujesc frații noștri și surorile. Asta eu nu vă spun din povestiri, asta nu vă spun din ceea ce am auzit. Da, v-am spus unii lucruri din care am auzit, care mi-au povestit un frate sau altul, dar eu am fost acolo și știu ce înseamnă și auzi împușcători care sunt aproape de tine. De asta rugați-vă și susțineți în rugăciune, cu rugăciunile voastre, pe misionari, frații care se trudesc acolo, bisericile care s-au înființat, dacă deja acolo 70 de biserici care sunt înființate, 200 de misionari care se implicați acolo și se trudesc pe ogorul Evangheliei. Și oameni, o grămadă de oameni care vin în bisericile acestea, vin și îl caută pe Dumnezeu, rugați pentru aceste biserici, rugați pentru misionari, pastori, lideri care îi spuși acolo să facă lucrurile lui Dumnezeu. Rugați-vă și poate Dumnezeu te cheamă pe tine să fii o binecuvântare, poate financiară, poate să mergi să vezi cum e acolo, să simți, pentru că e una să știi din auzite și e alta să mergi acolo la fața locului să vezi. Și apropo, mai vă spun ceva că eu, din câte am înțeles din frații ăștia care au venit acum recent din zona de război, am vorbit cu dânși, eu am spus așa, ei spun asta și în Ucraina, în România, când am fost în Suceava, acum nu de mult, aceleași vorbe, că deci canalele acestea de noutăți nu vreau tare să transmită situația de acolo. Și în Ucraina cam așa lași lucru să eu aud, vorbindu-se. Nu se transmite la canalele acestea, nu se publică cum se petrec lucrurile acolo. Și chiar dacă se publică, s-a publicat mai în urmă, acum mai puțin s-a publicat. Mai în urmă s-a publicat, dacă, de exemplu, au murit 100 de soldați, eu am vorbit cu femeie care au văzut 100 de soldați jos, trupuri moarte, eu au spus așa, au venit așa cu camera, au filmat și au spus 17 soldați au murit. De când 17 și 100, asta e deja diferență mare. De asta nu se spune adevărul care e.
De aceea rugați-vă, că situația e din mult mai gravă decât cum se aude și cum se povestește și mai departe. Rugați-vă pentru frați, biserici, lideri și hai să ne implicăm în lucrarea Dumnezeu. Să fie această motivație, mărturie aceasta să fie pentru voi o încurajare, un lucru care va da un start să te implici în lucrarea Dumnezeu mai mult, să nu fii indiferent pentru timpul care trece și care poate îl irosești pe undeva, pe internet sau pe alte lucruri care nu folosesc, ci să-l petreci în rugăciune pentru a mijloci pentru cineva, pentru a te ruga, pentru ca protecția Domnului să fie peste frații de acolo care sunt implicați, sau alți misionari, sau alte biserici, și așa, pentru așa tu vei avea o răsplată, că ai făcut o faptă bună, te-ai rugat pentru cineva. Și hai să ne implicăm mai mult, hai să facem lucrarea lui Dumnezeu cu mai mult zeu și Dumnezeu este acela care va merge înaintea noastră și lucrarea Domnului, El o însoțește cu semne și minuni, pentru că spune că iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede, numele Meu vor scoate dragi, vor lovi limbi noi și vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavi se vor vindeca. Eu am văzut aceasta. Toată slava să fie lui Hristos și al lui Dumnezeu. Punând mâna peste un bolnav, bolnavul a simțit ușurare, a simțit vindecare, eliberare. Asta am văzut cu ochii mei acolo în zonă de război. Pentru că care e situația? Când tu te pui ca o jertvă pe altarul lui Dumnezeu, atunci vine și foc de la Dumnezeu și o mistuie. Atâta timp cât jertva era în graj de acolo la evreii care erau în Vechiul Testament, nu se coborea o jertfă, foc pe altar, pentru că nu era jertfa. Îi puneau jertfa pe altar, coborea focul Dumnezeu. Tot așa și noi, când suntem niște jertfe vii pentru Dumnezeu, să aducem trupurile noastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută. Când noi ne implicăm în lucrarea Dumnezeu, când noi mergem, ne rugăm, facem lucrarea Dumnezeu, atunci vine Dumnezeu, coboară și însoțește lucrarea Lui care o face prin noi, cu semne și minuni. De asta, hai să facem ceva pentru Domnul mai mult, hai să fim oamenii cei care să dăm un start în locul care te-a pus Dumnezeu, în biserica unde tu ești. Nu toți pot merge în zona de război, nu toți pot merge în Africa, nu toți pot fi pastori sau lideri, dar toți putem să ne rugăm, toți putem mijloci, toți suntem datori să predicăm, să ducem marea trimitere, să ducem Evanghelia la alte popoare sau la alți oameni sau chiar la vecinii noștri să le predicăm Evanghelia cu fapte, cu faptele noastre și apoi și cu vorbi. Și Domnul să ne ajute la aceasta și să fim niște oameni care mergem prin credință în numele Lui Iisus și să mergem călcând peste șerp și peste scorpii și peste toată puterea vrajmașului și nimic nu ne va putea vătăma, pentru că Cel ce este în noi este mai tare decât Cel ce este în lume. Și Fiul omului, Fiul Dumnezeu, Iisus Hristos, spune Evanghelistul Ioan că s-a arătat, a venit în lume ca să distrugă lucrările diavolului. Așa spune El în epistola Lui. Hristos a venit să distrugă împărăția diavolului. Noi suntem trimișii Lui, noi suntem puternicița Lui Dumnezeu, noi suntem oameni care Dumnezeu ne-a ales ca să fim într-un loc oarecare, să facem lucrarea lui Dumnezeu, a mea poate diferită de a ta, dar este lucrarea lui Dumnezeu, care prin lucrarea lui Dumnezeu noi putem stopa lucrarea diavolului, împiedica lucrarea diavolului, făcând lucrarea lui Dumnezeu, care este sfântă. Și hai să ne dedicăm pentru Domnul, să fim aceia care să fim o încurajare pentru alții, să fim aceia care să dăm o nădejde pentru aceia deznădăjduiți, să fim aceia care să ducem Evanghelia până la capătul lumii și Dumnezeu va fi cu noi și va fi biruitor și vom merge cu steag de biruință, că fiți binecuvântați de Domnul toți care ascultați această mărturie.